unul pe mut. Iată, astăzi suntem o familie, să zic așa. Și anume că nu este nimeni pentru prima oară, cel puțin așa pare. Și oricum, astăzi voi fi un pic mai direct. O să tai în carne vie, indicând ca de fiecare dată către ceea ce este, către aparentul adevăr, unicul, către asta. Vă anunț că începutul acestei șezături, introducerea, va fi înregistrată, după cum știți, și pusă pe YouTube, doar introducerea, și nimeni nu va apărea cu nume sau imagine dacă are microfonul pe mut. Ok. Așadar, această întâlnire este despre a descrie ceea ce este. Viul vieții. Și motivul pentru care îi indicăm prin concepte în fiecare vineri către asta este că există o experiență, să spunem un sentiment care se naște acolo, în acele corpuri, care pare că obturează vederea clară a viului vieții, iar această experiență este numită persoană sau eu. Energia asta contractată prezentă în corp a lui eu. Sau cum l-au numit unii, ego. Manifestare egotică, să-i spunem. Și odată cu ea apare și experiența că ești aici, acel eu sunt, care face practic și în mod direct ca ceea ce este să nu fie văzut. Și eul mental vine și afirmă că nu există asta sau că nu e întreg sau că mai e și altceva decât asta, ceea ce pare că se întâmplă viu. Și pentru marea majoritate, această experiență a lui eu pare să fie reală. Pare să fie plină de înțelesuri, să zicem, de scopuri, de cauze și de efect. Acea experiență a lui știu. Știu ce e asta, știu ceea ce sunt, știu ceea ce se întâmplă sau nu știu ceea ce se întâmplă. Și descrierea, până la urmă și descrierea a ceea ce este, subminează ceea ce cu adevărat este. Descrierea n-are nimic în ea, viu. Descrierea nu este obiectul descris niciodată și de asta vă spun mereu
să nu luați în considerare tot ceea ce spun. Ceea ce spui despre pâine nu este pâinea în sine. Una este gândești la pâine, să vorbești despre pâine și alta este să muști dintr-o pâine. Atenție mărită aici. Deci această întâlnire nu are nimic de a face cu tine, cu individul. Și nu e pentru tine. Nu există niciun ajutor aici pentru tine. Aici nu ți se spune cum să trăiești sau cum să nu trăiești, ce să faci sau ce să nu faci. Deci ceea ce nu este spus aici este că ar trebui să faci ceva sau să nu faci ceva. Sau că e ceva greșit sau corect vreodată în ceva. În a face o activitate sau până și a deveni o persoană mai bună, îmi scrie cineva legat de lucrurile astea. De ce denigrez? Acest mesaj nu este o denigrare a celor care fac anumite lucruri. Este doar o relatare a ceea ce pare că se întâmplă, fără a spune că e rău sau că e bine. Pur și simplu. Asta se vede, asta se relatează. Făcând anumite lucruri, nu obții nimic. Gen terapii, eu mai știu ce. Și asta nu înseamnă că e rău să faci acele lucruri. Și ele sunt îngăduite în asta, fiind libertate fără de margini. Deci nu asta e sugestia aici. Pentru că existării nu-i pasă de nimic. De nimic din ceea ce are loc la nivel de persoană, de eu. Nu ține cont de acest eu, pentru că nu există cu adevărat. Asta pur și simplu nu aude și nu vede existarea. Să spunem, fiind spațiul, ca fiind ceea ce permite ca totul să existe, da? Hai să-i spunem astăzi spațiu. Spațiului nu-i pasă ce faci tu sau ce crezi tu că poți să faci. El este deja, așa cum este. Pentru asta, ceea ce crezi tu sau ceea ce faci tu, e complet irelevant pentru viață, pentru existare. Orice se întâmplă, orice s-ar întâmpla, corp, scaune, canapea, podele, acvariu în spate, telefoane, laptopuri, este totul spațiul sau vidul care apare ca și asta. Deci spațiul este podeaua asta, spațiul este acest corp, se manifestă ca fiind acest corp, spațiul este și vederea, totul și toate au loc în spațiu ăsta. Spațiul este absolut și nu e nimic în afara lui. Și orice crezi tu că ai face, este spațiul făcând asta. Din el, în el și doar el. Nicio diferență. Pur și simplu. Energie. Sau cum au spus unii, Dumnezeu. Doar asta este. Dar azi îi spunem spațiu. Sugestia aici este că spațiul fiind tot sau absolut, nu mai există altceva și nicio direcție către asta, către spațiu, către energie. Dumnezeu sau conștiință. Cum ai vrea tu să-i spui? Deci nu e nimic din perspectiva spațiului, energiei, care să se întâmple sau să se schimbe. Pur și simplu.
Deci de aici se spune că orice pare că se întâmplă sau orice crezi tu că faci, nu are nicio importanță. Și nici nu face vreo diferență. Pentru că este același lucru. Spațiul. Sau nimicul. Sau vidul. Celest, nu știu. Oricum ai vrea tu să-i spui. Și pentru că spațiul este absolut, nu este nevoie ca ceva să se întâmple. Pentru că asta e tot, nu este nevoie ca ceva să devină altceva, ca tu să devii altceva. Nu e nevoie, pur și simplu. Asta nu înseamnă că e rău să încerci. Dă-i tare înainte, până... Așadar, se indică direct că aici, în corp, există o experiență, o energie în acel corp și spune eu sunt, care acoperă, să-i spunem, realitatea că asta e tot. Spațiul apărând ca tot ceea ce pare că se întâmplă. Această experiență a lui eu, eu sunt, spune mereu asta nu se întâmplă sau asta nu e tot. Asta este ceva ce trebuie să știu sau pot ști, pot cunoaște. Și ca și cunoscut sau ca și cunoaștere apare dualitatea. Eu sunt aici și cunosc asta. Iar această experiență duală pare o experiență care generează simțului de identitate personală, eu, un sentiment de realitate. Pare că este real. Și pentru că te consideri real, o persoană la acel corp, spui că ești într-o călătorie, că te afli pe o cale. Și această călătorie are și mai multe trepte, zice eu. Etape. Unii sunt evoluați, unii începători, acest mesaj e doar pentru ei, evoluați. Aberație conceptual, egotic, mental. Nimic altceva. Și aici apar două probleme, aparent, sau aparente probleme. Una este că nu e reală, acest eu nu e real, și a doua, că nu poate găsi acest eu niciodată ceva palpabil și real. Dar cum? Și asta nu înseamnă că e ceva rău sau că ar trebui să fie altfel. Absolut nu. Eu-ul, persoana, nu își va găsi niciodată locul. Nu își va găsi niciodată pacea. Nu va vedea niciodată asta ca fiind tot ceea ce este. Nu va găsi un loc unde să spună că e totul ok. Un loc unde să se simtă bine. Sau un loc unde va spune că e ok să suferi. Nu poate face asta. Pentru că știe
că e într-o călătorie în care nu va ajunge nicăieri și nimic nu-l va satisface. Așa cum se spune de la începutul acestui Zoom, că nimic nu are importanță și totul este deja așa cum este, această întâlnire minunată nu este despre a obține ceva, despre a înțelege ceva. Și din acest motiv vă rog de fiecare dată să nu înțelegeți, să nu încercați să înțelegeți sau să asimilați cuprinzând asta, ceea ce se transmite. Pentru că ceva se transmite dincolo de cuvinte. Nu rămâneți blocați la nivelul acestora, încercând să înțelegeți. Cei care rămân blocați la nivelul cuvintelor nu vor putea niciodată accesa trăirea viului vieții, ca fiind ei înșiși viul vieții. Deci nu este despre a încerca să găsim altceva sau altă asta sau nici măcar nu-i vorba despre a dezvolta asta într-un anumit fel. N-ai cum. N-ai cum, nici să o modifici nu poți. Pentru că este deja. Deci aici se indică clar că asta e tot. Ceea ce viu se întâmplă. Asta e tot. Când spun tot, înseamnă că nu există altceva, dragii mei. Și aici nu mă interesează de ce știi tu sau ce știți voi că există. Vorbesc fix despre ceea ce este viu. Nimănui nu-i pasă de mortăciunea acumulată de mintea ta. Iar asta nu are nevoie să fie schimbată. E deja completă și întreagă. Iar experiența sau sentimentul că asta nu-i tot e complet iluzoriu. Și e iluzoriu într-un sens destul de real și serios. Pentru că totul s-a întâmplat deja. Ceea ce este, este spațiul ăsta. Spaționalitatea, să-i spunem așa, nu știu, vidul. E foarte greu de exprimat în cuvinte ceea ce este. Ceea ce rămâne e spațiul. Nimic altceva. Care nu-i palpabil, nu poți înțelege, nu poți apuca, nu te poți ține sau agăța de el pentru siguranță. Nu există așa ceva. Asta, spațiul care apare ca ce se întâmplă. Asta e tot, energia primordială manifestându-se direct în ceea ce pare că se întâmplă. Asta caută orice individ. Însă experiența că ești separat, o persoană în acel corp, și că ești real ca și individ, acoperă și nu permite vederea clară a ceea ce este deja. De-aia nu poate fi găsit, indiferent de practica sau tehnica pe care persoana o abordează. Terapii sau eu mai știu ce
alte descântece. Așadar, putem discuta despre asta sau nu? Și dacă tot am zis că sunt tranșant în seara asta, am putea discuta ca fiind o glumă cosmică, da, să facem mișto și vezi cum se simte de aici încolo. Când îți spun direct că ești un nimeni și un nimic. Asta este, ești și sunt. Și nu ai niciun motiv să existi. Sună deprimant pentru o minte nihilistă, nu? Dar în adevăr, tu nu existi. N-ai existat niciodată. Este totul o glumă cosmică, cum spuneam, și spunea și Osho. Nu există un motiv ca tu să trăiești sau să fii aici. Pentru că ești deja. Trăiești deja. Și asta poate părea chiar și o insultă pentru o minte conceptual rigidă, mândră de toate învățăturile acumulate. Cu un bagaj de cunoștințe foarte mare. Cunoștințe preluate de unde? De la alții. Când? Într-un trecut care nu mai există. Însă acesta este capătul de linie sau adevărul ultim. Și ca de obicei, adevărul doare. Mulți dintre voi, sau hai să spunem, multe persoane, cred că sunt importante și că au venit pe acest pământ pentru a îndeplini un rol divin sau pentru a deveni iluminați, pentru a se mântui sau a salva pe alții, nu știu, mor tot felul de aberații. Total fals. Renunțați la aceste concepte pentru că nu sunt decât idei. Se spune, cel ce nu se leapădă de sine și de tot ce a acumulat, nu va intra în împărăția cerurilor. Iluminarea e deja aici și nu are nevoie de tine. Asta. Nu ești dorit de nimic și de nimeni. Cum e asta? Și așa e. Iluzia existenței tale alături de povestea viața ta te face să crezi că ești important sau importantă și că ești cineva. Și de-aia se vorbește de când lumea și pământul despre a fi nimeni și nimic. Pentru că deja nu-i nimeni aici. Și indiferent de câte ori s-a spus asta și de către gura asta și de multe alte guri înaintea mea, pare că ai un corp, pare că te duci la muncă, pare că mănânci și pare că te culci. Și pare că această poveste merge până când nu mai merge. Viața ta. Și mâine, poi mâine, te trezești la 2 metri sub pământ. Și atunci, care e rostul, care e țelul, la ce ești bun tu? Și mulți spun că e foarte important să te trezești. Băi, dar nu dormi niciodată. Nu-i nimeni adormit. Nu ești niciodată adormit. Deci cine să se trezească? Așadar, nimic nu este cu adevărat important. Crezi că sunt anumite lucruri importante și atâta timp cât le dai importanță, le dai putere.
Iar acest proces pare că îl face pe eu să fie atât de real. Și identificându-te cu el, spui că trăiești într-o lume a ta și o viață a ta. Dacă vreți, începutul înțelepciunii este să înțelegi că nu există nicio înțelepciune. Nu există cineva care să dețină o cunoaștere. Doar cunoașterea este, am putea spune. Cu cât încerci să analizezi mai mult lucrurile, cu atât mai mult îți folosești creierul să funcționeze la acest nivel existențial. Grosier, spun eu. Și cu atât mai mult iluzia va părea reală. Numită și Maya Sara. Cu mai mult efort pui în această iluzie, cu atât ești blestemat la eșec, la dezamăgire și suferință. Toate visele și visurile și aspirațiile tale se reduc la nimic. Nu există nimic ce ar trebui să devii sau să fii. Pentru că ești deja. Și sunt atâția oameni care caută eliberarea, caută iluminarea. Cine vrea să fie eliberat? Cine vrea să fie iluminat? Ego-ul, mă, mintea, mă, eu-ul. Tu nu ești asta. Nu există cineva care să fie eliberat pentru că este libertate deja. Nu-i nimic de găsit și nimic de obținut. Nimic care trebuie să devii. Ești doar identificat și atașat de minte și gândurile acestea. Alături de credințe false. Asta e tot. O glumă cosmică. Dați-mi 3 minute să închid înregistrarea. Dacă sunt întrebări, poate apar și răspunsuri. Dacă nu, stăm în liniște. Poate ne jucăm și cu investigarea sinelui, să realizăm direct că nu există acest eu prin trăire proprie, așa cum facem în fiecare vineri seară, contrazicându-ne permanent. 3 minute.